Salut, prieteni! Cu prilejul Zilei Dramaturgiei Românești, TDR vă oferă o serie de discuții, de interviuri, în care vom afla care este opinia a 4 actori români despre 4 dramaturgi români pe care i-au cunoscut din postura de practicieni. Și vom începe în fanfar această serie de interviuri cu colegul și prietenul meu, Alexandru Pavel. În regulă? Astea erau aplauzele, da, ce am marcat aici. A durat ceva de când... De când am mai auzit aplauze. Da. Câteva luni bune. Așadar, vorbim despre Steaua Fără Nume, Mihail Sebastian. Steaua Fără Nume și Mihail Sebastian. Povestește-ne foarte pe scurt, pentru sigur, cei puțini care n-au văzut acest spectacol, care este subiectul piesei? Subiectul piesei, simplu spus, într-un orășel de provincie, undeva pe Valea Prahovei, într-o seară, într-o gară, unde nu opresc trenurile rapide, e dată jos dintr-un tren o femeie tânără, blondă, frumoasă, cum se descrie mai târziu, pentru că nu are bani de bilet. Tot ce are asupra ei sunt niște jetoane de la cazinoul din Sinaia, de unde a fugit. Din întâmplare, în gară în acel moment se află un profesor de matematici și astronomie, pe care îl interpretez eu, Marin Miroiu, care a comandat de la București o carte foarte scumpă. Aflăm noi mai târziu. Undeva pe la vreo 2 salarii de ale lui costă cartea. Și pentru că femeia n-are acte, n-are unde să rămână noaptea aia, nu vrea să meargă la poliție, profesorul se oferă să o găzduiască în umila lui locuință. Și de aici... Nu dau spoilere. Ba trebuie. Nu știu dacă să spun că se îndrăgostesc sau nu unul de altul. Cert e că există o atracție reciprocă, probabil o fascinație. La început o tatonare sau din partea ei o teamă. Când el vorbește despre lucrurile care îl pasionează, devine fascinant pentru ea. Se întâmplă lucruri între ei. Uite, aici poți să nu dai spoiler dacă rămâne sau nu cu fata. Asta... A doua zi dimineață vine bărbatul de lângă care a fugit ea în seara precedentă de la Sinaia. Și nu știm dacă rămâne sau nu cu fata. Vorbește-ne despre personajul tău, despre Marin Miroiu. Marin Miroiu... Ce fel de profesor e? E un profesor ciudat. Nu cred că are vocație pedagogică, pentru că e... foarte timid, foarte asocial, închis în bula lui, așa cum descrie și un alt personaj din piesă, domnișoara Cucu, un om care se închide singur în casă ziua și noaptea, ca să citească, pentru că are un secret. A găsit o stea. Secret pe care îl dezvăluie necunoscutei în actul 2 din piesă. Înțeleg din titlu că încă n-are nume. Steaua n-are nume. Da. Piesa inițial se chema Ursa Mare. Sebastian a numit-o Ursa Mare. După primele lecturi, cei de la conducerea Teatrului Alhambra, unde a avut premiera oficială, i-au zis că e prea literar titlul și atunci i-au sugerat să o numească Steaua Fără Nume, lucru care pe el l-a nemulțumit. Dar... a rămas Steaua Fără Nume. E, ceva au simțit și ei că e probabil mai... aveau ei dreptate și nu el. Revenind la Marin Miroiu, un om care se închide singur în casă ziua și noaptea și citește pentru că vrea să afle dacă într-adevăr el a descoperit steaua sau fusese descoperită de altcineva înainte. De-aia a și comandat acest atlas ceresc care costă 22.000 de lei. Și care îi confirmă că, într-adevăr... Nu știm dacă îi confirmă sau nu, pentru că n-are timp să o citească din cauza ei. Ca întotdeauna, o femeie se pune contra unei descoperiri științifice. Până când toate astea? Până când steaua se va numi ca ea. Așa, brava. Și apoi, în lucrul tău, cum ai ajuns la acest personaj? Care a fost primul contact cu dramaturgia lui Sebastian? Prima lectură? Care a fost impresia la acest proiect? Spectacol? E foarte greu de spus, pentru că Eu iubesc pe Sebastian dinainte de a lucra la acest proiect. Pe romancierul Sebastian? Pe dramaturgul Sebastian, în primul rând, și după aia pe romancierul Sebastian. Personajele, mai ales personajul ei, al necunoscutei, e o combinație între mai multe femei pe care le-a scris Sebastian și mai multe femei pe care le-a iubit Sebastian. Foarte mult din Mona, din Necunoscuta, din Steaua Fără Nume, se regăsește în Nora din Accidentul. Și în Accidentul, Nora, după ce are accidentul cu tramvaiul și ajunge la Paul acasă, spune că descrie această întâlnire a lor. El o întreabă dacă ar descrie-o ca pe o aventură și ea răspunde nu, nu ca pe o aventură, ca pe o întâmplare. Ceea ce e destul de mult, pentru că mie nu mi se întâmplă niciodată nimic. Așa e și Mona din Steaua Fără Nume. Nu îi se întâmplă niciodată nimic, sau cel puțin aparent, până când, în această seară, în această gară, în acest orășel de provincie, îi se întâmplă ceva. Această iubire improbabilă... Această iubire improbabilă și imposibilă. Un om ca el și o femeie ca ea nu s-ar fi întâlnit niciodată. Cu atât mai puțin să se fi iubit vreodată. Da, vorbește-mi despre particularitățile de stil ale lui Sebastian. Da, da, cum le-ai descoperit treptat din perspectiva omului care trebuie să interpreteze? Sebastian e un poet al dramaturgiei. E și un, ca romancier, el e un poet. Toate scrierile lui sunt lirice. În sensul bun al cuvântului, nu în sensul patetic, așa cum poate l-ar descrie unii. Ce a fost cel mai greu e să depășesc acest lirism, să rămână poezia, dar să fie umplută de viață, viață adevărată, reală. Adică să nu rămână la un, într-un registru declamativ. Da, 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 da. Pentru că mult din text și mai ales monologele lui Miroiu, când îi vorbește despre stele Monei, sunt foarte lirice, foarte lirice. Ceea ce, nu o spun ca om care a fost partener al tău în acest proiect și care a urmărit evoluția ta, mai ales după premieră, pot să spun că sunt foarte plăcute, adică ajung foarte frumos la public. Sigur că mai ales la publicul feminin, având această componentă melodramatică, ușor, dar... Bine de sensibilitate, da, să-i spun. Sensibilă. Având această componentă sensibilă, emoționează foarte puternic. Da, sper. Da, spun că eram acolo. Iar ce m-a ajutat pe mine la lucru a fost faptul că ceea ce pentru unii ar fi un impediment, pentru mine a fost o salvare, cumva, faptul că am lucrat la acest rol pe dublură cu colegul și prietenul Andrei Huțuleac. Și eu cred că am furat foarte mult unul de la altul. Ceea ce e bine. Ce n-aveam eu, am luat de la el. Ce n-avea el, a luat de la mine. Ce n-aveai tu și ai luat de la el? Curajul de a fi și comic, dar prin faptul că e ridicol acest profesor. E ridicol pentru că el nu știe să se comporte cu lumea. E un antisocial. Ce era această teamă de ridicol, un impediment pe care l-ai simțit în lucru, în momentul în care ai citit prima dată textul? Nu era neapărat teama de ridicol, cât faptul că mă concentram mai mult pe latura sensibilă, de care ulterior am reușit să scap păstrându-i poezia, și să adaug ridicolul personajului, nu ridicolul actorului. Povestește-mi despre un moment relevant pentru dramaturgia a lui Sebastian. Din acest text. Da. Din acest text. Da. Păi, cred că monologul în care îi vorbește Monei despre stele. Sunt serii în care tot cerul e pustiu, rece, cu stele reci, moarte, într-un univers absurd în care numai noi, în marea noastră singurătate, ne zbatem pe o planetă de provincie. Ca într-un târg unde nu curge apa, nu arde lumina și unde nu opresc trenurile rapide. Perfect. Despre asta e dramaturgia lui Sebastian. despre întâmplări improbabile și imposibile, ca în toate piesele lui. Ai avut vreo schimbare de opinie în ceea ce privește, nu știu, sonoritatea textului sau în ceea ce privește stofa narrativă, acum că ai interpretat acest rol? Ai avut vreo răzgândire? Ai dobândit vreo certitudine? Ai... Cum ți s-a modificat percepția? Am dobândit certitudinea că îmi place în continuare Sebastian și mi-ar plăcea să joc în toate piesele lui. Hai să te audă Dumnezeu. Dacă ți s-ar oferi șansa să o iei de la capăt cu acest personaj, cu profesorul Miroiu, într-un cu totul alt context, în altă montare. În altă montare, da. Ce-i schimba? Așa, la o primă strigare. Nu știu dacă aș schimba ceva. În general sunt nemulțumit de mine, dar aici pot să spun că sunt mulțumit de mine. Adică ai orientat căutările tale interpretative spre aceleași coordonate? Da, cred că da. Nu văd altfel. Deocamdată, poate peste un an, peste doi, o să-mi schimb această opinie, dar acum nu cred că se poate altfel. Nu cred că pot eu altfel. Nu se poate deloc, dar... Acum nu se poate deloc. Nu cred că aș putea eu altfel. Cred că tot în zona asta m-aș duce. Depinde foarte tare cine ar fi, dacă ar fi altă parteneră. Atunci, probabil, sigur, câteva lucruri s-ar schimba. Pentru că relația e vie și necontrolabilă, neplanificabilă. Cu acest gând frumos al relațiilor vii și neplanificabile, mulțumim domnul Alexandru Pavel. Mulțumesc și eu. Și rămâneți alături de noi pentru interviuri cu alți actori români despre dramaturgi români în parcursul de la scris la spus. Continuăm seria de interviuri de la scris la spus cu domnul tânăr actor, ai văzut? Codrin Boldea. Mersi frumos. Salut, Adi. Salut, Codrin. Care ne va vorbi despre dramaturgia lui Alexandru Mirodan, întrucât joacă în... Șeful Sectorului Suflete. Da. Este vorba despre o chimistă, Magdalena pe numele ei, care nu mai poate să stea cu actualul ei iubit, Horatio, care este un tip foarte rigid. Așa că începe să dialogheze cu un personaj pe care ea îl creează în mintea ei, șeful sectorului suflete, și care seamănă leit cu un prieten mai vechi al ei, Gore, un meteorolog. Da. Și cum curge această relație fabricată? Are nevoie să vorbească cu cineva despre relația asta ei, despre iubire, despre cum să depășească momentul. Și în acest șef al sufletelor ea găsește omul potrivit. Așadar, transpune într-un soi de birocrație a sufletelor din lume, da, neîmplinirile relației ei. Exact, exact. Și avem în a doua parte a spectacolului, chiar avem biroul șefului și vedem că sentimentele sunt puse în dosare. Și tu ce joci? Eu îl joc pe Costică, un funcționar care este angajatul șefului. Îi car valiza, îl ajut, la nevoie îi gătesc. Deci un asistent personal bun la toate... Exact, dar care nu e atât de priceput, pentru că este nou în acest departament al sufletelor. Și atunci... Deci există și o circulație a cadrelor în structura de gestionare a sufletelor. Exact, exact. Și eu încerc cât de bine pot să-l ajut. De multe ori nu-mi iese, dar... Deci ești un soi de debușeu comic al... Exact, exact. Da, e un personaj carismatic, care aduce culoare în imaginația Magdalenei. Da. Povestește-mi despre dramaturgia lui Mirodan. Ce e particular? Da. Alexandru Mirodan face parte din curentul realist-socialist. Asta înseamnă că acest curent a vrut să limiteze creația artistică și să o, să o facă să exprime idealurile comuniste. Deci de aici se trage omul nostru. Ce e interesant la el este faptul că reușește în acest context profund comunist să aducă situații extraordinare care depășesc acest context și îl face să fie universal. E mai artist decât ce avea de făcut. Artist, exact. Reușește cumva să fenteze toată chestia asta. Acest fantastic, acest registru al imaginației pe care el îl propune, e o marcă a dramaturgiei lui sau numai aici? Da, această alăturare între fantastic și cotidian, cred că e ce îl definește cel mai bine pe Mirodan și îl face să fie foarte special. Cum a fost parcursul tău de la așa, o primă lectură a textului la rol? La început am avut impresia că e o comedioară, știi? E un text ușor, care nu o să-mi pună prea multe întrebări, nu o să am frământări prea multe, dar la o citire mai atentă mi-am dat seama că textul e plin de candoare. Și această candoare devine cumva cheia acestui text. Personajele astea iubesc pe bune, au probleme, au nevoie de ajutor, realmente au nevoie de cineva care să-i îndrume. Și atunci asta am încercat să... Să sondezi în profunzime suprafața textului. Pentru că altfel era unidimensional, așa, era plat. Devine doar un text cu gaguri și cu o idee interesantă. A, uite ce chestie, tipa asta vorbește cu cineva din capul ei, știi? E un pericol la personajele comice. Dramaturgia românească, ea ca și dramaturgia universală, abundă de aceste personaje comice care desumflă situații, care pun în evidență situații dramatice, stabilind un relief. E un pericol, o abordare superficială a tipului ăstuia de personaj? Ca actor îți vine să te arunci în niște șabloane foarte cunoscute și folosite. Și atunci cred că scopul tău e să cauți în profunzime și să găsești împreună cu partenerul de scenă soluțiile tale, soluțiile proprii, fără să accesezi chestiile pe care tu le știi în mare. Și cât de ușor e să o colești? Pentru că totuși clișeele, mai ales clișeele de interpretare comică, sunt verificate prin uz. Adică știi sigur că țin, că vor fi plăcute. Cum poți să păstrezi un echilibru între ce știi că merge și o căutare particulară de altfel sau de mai profund sau de mai altitudinar? Sau... cred că trebuie să fie umplute aceste șabloane. De multe ori vedem ceva care e un șablon pe care îl recunoști imediat, dar nu are consistență, nu e plin. Nu are carne acel personaj. Și tu particular cum faci asta? Încerc să mă concentrez pe omul din fața mea și încerc să rezolv situația scenică, fără să încerc să ies eu în evidență pur și simplu. Reperez imediat șablonul, știu în ce zonă e personajul și gata, s-a terminat. Ai un mecanism foarte simplu de a verifica dacă e bine sau nu. Râde lumea sau nu râde lumea. Just, cum împlinești asta și totuși să fie ceva consistent? Cum faci asta tu acasă? Particular, la Costică m-a ajutat această informație, faptul că e nou venit în acest departament al sufletelor. Și atunci... Faptul că nu știe foarte bine unde trebuie să stea dosarul cu iubire, cu chestii, cu... Așa. Asta cred că cumva m-a ajutat foarte mult să ies din acel tipar. Faptul că e neîndemânatic, e puțin pus sub presiune, nu știe exact ce trebuie să facă, cum să completeze formularul și cred că asta îi dă o veridicitate, sper. După gustul meu, da, dar să vină lumea să vadă când s-o putea. Da. Da, veniți. Spune-mi despre revelațiile pe care le-ai avut în munca la rol. Că ai pornit dintr-un punct, da, contactul cu textul, ți-ai fabricat o strategie, da, voi aborda rolul așa. Care au fost descoperirile pe parcurs? Tot despre această candoare e vorba. Trebuie să revin la ea pentru că pentru mine e cheia textului pe care nu am simțit-o la început. N-am perceput-o. Asta a fost marea luptă? Asta a fost marea provocare? Da. Și mi-am dat seama că toate au asta. Adică... toate personajele lui. Toate personajele lui, da. Au o... asta e. Asta a fost pentru mine cel mai important lucru. Dacă ar fi să o iei de la capăt, într-un alt context, altă montare, și dacă ar fi să faci altfel. Da. De unde ai luat-o? Pornind, desigur, tot de la textul lui. Care ar fi dimensiunea pe care ai modificat-o sau ai amplificat-o sau ai eliminat-o? Da, probabil că l-aș face puțin și mai abulic. Efectiv, să nu știe nimic din ce trebuie să facă. Un soi de tipologie a ucenicului magician, așa, omul care dărâmă... Da, e prima zi. Adică da, înțeleg. E prima zi pe teren și habar n-are nimic. Adică... o coordonată pe care eu am înregistrat-o în personajul pe care l-ai făcut și care mi-a plăcut foarte mult. Mulțumesc. Pentru că pune în evidență tocmai stângăcia lui. E o oarecare suficiență a omului care încearcă să ascundă faptul că habar n-are ce face. Exact. Țin minte că asta era ceva foarte plăcut de înregistrat. Un om care vorbea despre lucrurile se fac așa, ascultă-mă pe mine, cam pe cineva care mă învață. Asta e o chestie pe care țin minte că am gustat-o foarte tare. Eu și publicul. Da. Dar... cred că această stângăcie l-ar ajuta și pe cel care joacă șeful sectorului suflete. Pentru că aș face treaba mult mai dificilă. Înțeleg. Și atunci din aceste probleme s-ar naște niște momente comice. Spune-mi câteva replici. Spune-mi o replică pe care o vezi ca fiind esențială pentru personajul tău și care să ilustreze tipul de dramaturgie a lui Mirodan. Ce făcuși, frate? Iar l-ai înfuriat pe șef. Eu ți-am spus, ți-am vorbit frumos, n-ai vrut să mă asculți. Asta te ia cu originea omului, cosmonauții, protoplasma, știi? Da, îl gonflează pe șeful ăsta. Da. Cum ai zis și tu, că deodată în fața unui om e foarte sigur pe el și folosește niște termeni pe care nici nu-i cunoaște. Adică eu cred că Costică nu știe ce înseamnă protoplasmă. Auzi la șef. Auzi la șef și atunci folosește... asta. Și mecanismul ăsta cred că e foarte specific. Și foarte gustat de public pentru că ilustrează și o matrice a subalternului. Da. Asta am văzut că oamenii gustă foarte tare. A, știu pe cineva așa. Exact. E o reacție de empatie de gradul 1. Da. Imediat recunoști. Eu pe ăsta îl știu. Exact. L-am văzut, l-am trăit. Știi pe cineva așa. Da, obligat. Cineva e așa pe lângă tine. Mulțumesc, domnule Codrine. Mulțumesc și eu. Rămâneți alături de noi, într-un sens metaforic, pentru că o să continuăm această serie de interviuri. Salut din nou, continuăm seria de interviuri. Ne onorează cu prezența domnișoara Ana Crețu. Bună! Bună și ție! Care joacă în Fata Morgana de Dumitru Solomon. Ce se întâmplă în Fata Morgana? Să încep direct. În camera numărul 6 din hotelul Minerva sunt convocați doi tineri destul de neexperimentați, un locotenent și un procuror stagiar, pentru a desluși misterioasa dispariție a profesorului universitar Cantemir. Ne aflăm în 1970 și vedem. Așa, atunci a fost publicată piesa, probabil în perioada aia este și... De-a lungul anchetei se perindă prin hotel în camera numărul 6 tot felul de personaje cu caracter moral îndoielnic. Un director de hotel în persoana jucat de domnul Adrian Nicolae aici de față. Ai spus cu un caracter îndoielnic, s-a domnit lumea. Așa. Așa. Care are o femeie de servici folosită în caz de nevoie, în caz că vine un mai sus pus, folosită în... Pentru diverse servicii. Așa. Și tot felul de alte personaje care cumva conturează o... radiografia perioadei comuniste de atunci, în care cenzura era destul de puternică. Mă și mir cum de... Păi cum de a fost... racilele umane care trebuie eliminate în construirea omului nou. Bunioară, toate personajele vor să obțină un beneficiu pentru o rudă care dă bacalaureatul. Și în condițiile în care le arăți... Asta era ceva... le arăți cum să nu facă. Exact, asta era ideea. Da. Okay, am adică înțeles. Sancționăm moravurile nenorocite ale... ca să ne îmbunătățim. Da. Cred că ăsta a fost pretextul cu care într-adevăr a trecut de cenzură, că sunt câteva lucruri care bat la... Da, corect. Da. Și personajul tău? Personajul meu se numește Teodora Banu. Este... procuror, stagiară, proaspătă, absolventă de facultate de drept. Este la primul ei caz, este sunată pentru prima oară cu un caz, este evident emoționată și ca să acopere toată această emoție, cumva în naivitatea, candoarea ei, își ia postura profesionistului la început de drum care știe tot și dă citate și este foarte, foarte pregătită. Alături de partenerul de scenă, acest locotenent, cu care, sub aparența unui conflict și a unei concurențe între ei doi, de fapt stă un flirt, ajung să se îndrăgostească unul de altul. Cred că ce e savuros la personajul ăsta este că cumva, prin faptul că vrea să fie atât de profesionistă și atât de... asta strânește râsul, este comică fără voia ei. Și cumva suferă o maturizare profesională, cumva. Cred că își dă seama că ce studiază ea în cărți nu este chiar ce se întâmplă pe teren. Da, da, corect. Da. Și în... execuția, în interpretarea unui personaj comic de tipul ăsta. Da. Ce ai urmărit? Care au fost preocupările tale? Am urmărit să cred cu adevărat în ce zic, chiar dacă din afară poate să pară absurd, și să mă duc mult în zona asta, adică să... în faptul că ea trebuie să fie totul așa cum crede ea și cum asta o face comică. Ea crede foarte tare că ăla e adevărul. Cum ai descrie dramaturgia lui Solomon? Cum ți-ai avertiza un coleg actor? Vezi că ăsta e așa și pe dincolo. Vezi că ăsta are inserții de idei filozofice destul de des întâlnite în textele lui, că... pentru că la începutul carierei lui a fost influențat de teatrul de idei al lui Camil Petrescu, de Ibsen. Vezi că are niște porțiuni extrem de absurde care poate să le ducă în Ionesco, adică... Și toate, cumva, în aceeași piesă, asta mi se pare interesant, un soi de caracter pestriț, așa, al pieselor. Asta mi s-a părut fain și totodată foarte provocator. Dă-mi un exemplu din Fata Morgana, o replică, o secvență de replici. Da, mie îmi place foarte mult scena cu soția, ca să înțelegeți așa un pic cadrul. Soția vine crezând că îl găsește pe soțul. Soția profesorului. Soția profesorului vine crezând că îl găsește pe profesor în camera numărul 6. Fata, Teodora, este după multe întâlniri cu mulți oameni, este zăpăcită, la o temperatură foarte înaltă se întâmplă toată această scenă. Și de asta totul și dialogul este extrem de absurd și coincidența face că diminutivul pe care soția îl spune soțului să fie același cu diminutivul pe care locotenentul i l-a spus Teodorei că ar vrea să îi se spună în intimitate, Fifi. Și din cauza acestei coincidențe se suprapun două femei crizate cu două tipuri de așteptări diferite, care cumva... Par a vorbi despre același bărbat. Dar, de fapt, ele vorbesc despre două persoane total diferite. Și fragmentul sună cam așa. Teodora zice, e o mică confuzie la mijloc. Eu nu sunt soția lui. Are el un plan pe baza căruia trebuie să-i devin soție. Mai precis, soția profesorului Cantemir, fictivă, bineînțeles. Și soția spune... Bineînțeles, pentru că reală sunt eu. Și Teo spune, e foarte greu să joc ambele roluri. Nu știi replicile, Adrian. Ce să fac? Cum? Dumneavoastră sunteți și soția profesorului Cantemir? Cum adică și? De ce și? Și continuă acest dialog total absurd. Care culminează cu și nu e conjuncție copulativă? Da, care este teza de doctorat a profesorului și de care probabil este obsedată doamna... Ca orice soție de profesor universitar. Corect. Care a trăit acolo. Corect. Gestația tezei. Prima lectură la spectacol și după. Care au fost provocările pe care a trebuit să le depășești? O mică provocare a fost, în prima parte... adaptarea la limbaj, cumva, adaptarea la limbajul specific de procuror. Vreau să spun că nu știam ce înseamnă corp delict, de exemplu, sau mobilul crimei, sau poate unii știu. Și mama a terminat facultatea de drept. Da, atâta. Măcar ai avut unde să-ți faci cercetarea în voie. Corect, da. O mai mare provocare a fost viteza cu care acțiunea se desfășoară în scenă, în sensul în care era aproape bulversant viteza, ritmul, aș zice mai degrabă, că e un cuvânt mai potrivit, cu care se desfășurau scenele, ping-pongul de replici. Și cred că acest ritm făcea și comicul să... Și cumva am luat această presiune că am nevoie să intru în ritm, să fiu în ritm. Asta era... Dar cumva provocarea era mai mare pentru cei doi protagoniști, pentru procuror și locotenent, că... Aveau o perioadă mai lungă timp în care trebuia să consume toate aceste intrări colorate. Ei trebuiau să le prelucreze cumva și să le integreze într-un singur fir narrativ. Da, ei țineau cumva firul. Da. Și cum ai depășit această provocare a unui tempo prea alert? Acum sunt așa, acum sunt așa. Cum se depășește momentul de dinainte să intri în scenă la premieră, în care te gândești de ce sunt aici, ce se întâmplă cu mine, cu curaj, cred, și cu... 5% de inconștiență. Exact. Da. Dacă ai primi acum acest rol din nou, într-un cu totul alt context, cum l-ai orienta? Ce-ai schimba? În primul rând, aș spune că eu personal mă consider destul de influențată de coordonatele din jurul meu, adică mi s-a dovedit de multe ori că socoteala mea de acasă și cum citesc eu textul acasă nu se pupă cu ce e în scenă și atunci cumva o primă etapă ar fi de adaptare la suma coordonatelor din jurul meu, fie că e concept regizoral, scenografie, costume, partener, foarte important. Dar în orb, așa, ca proiecție de acasă? În orb aș lua totul mult mai meticulos. Aș gândi mai mult la ce înseamnă a termina facultatea de drept, ce presupune, care sunt însușirile unui om de genul ăsta și poate aș face o serie de acțiuni pe care ea le are în scenă mai meticulos făcute decât le fac acum. Da, deci o suplimentare cercetare, nu neapărat o orientare în alte direcții. Nu neapărat, nu. Bine, de altfel, cred că orientarea, temele sunt destul de evidente, clare. Da, și cred că filonul interior nu se poate schimba radical. După mine se poate schimba exteriorul și exteriorul depinde de aceste coordonate pe care le-am spus mai devreme și atunci coordonatele astea din exterior ar schimba în mine, ar aduce la suprafață o altă fațetă a personajului. Spune-mi, cum rezolvi tu personaje atât de expuse, personaje care sunt atât de dependente de o expresie mare? Adică e o comedie cu vorbe mari, în care personajele ard cu flacără foarte vizibilă. E foarte puțin spațiu pentru nuanțe filigrane. Știi? Cum gestionezi asta? Tendința mea naturală este să încep de la mic, nu de la mare. Textul de obicei, când îl citesc o dată de două ori, poate să-mi dea o primă părere, o primă impresie. Și cumva, cred că gradual cresc intensitatea. Trebuie să ai o busolă interioară, cred că, care să-ți spună stop, sau un regizor foarte bun, dacă e prea mult. Dar de obicei fac mai puțin, nu mai mult. Cred. Spune-mi, Adrian, fac mai mult? Doamne ferește! Și cine sunt eu până la urmă? Da. Bun, mulțumesc, draga Ana Crețu. Abia aștept să ne revedem la teatru și cu voi, dacă tot să ne revedem la teatru. Continuăm seria de interviuri, nu plecați nicăieri. Salut din nou! Încheiem seria de interviuri de la Scris la Spus cu tânăra speranța actoriei românești, Tudor Cucu-Dumitrescu. Salutare! Care joacă în spectacolul Spovedania de Emanuel Pârvu. Vorbește-ne despre Spovedania. Despre text. Vorba despre doi frați care se ceartă pe dorința bunicului de a se spovedi înainte de moarte. A avut niște păcate grele de-a lungul vieții și sora, în discuția asta dintre frați, aduce un preot. Iar eu, care sunt ateu, eu îl interpretez pe frate, aduc o psihologă. Aha. De aici pleacă toată povestea. Și care e interesul fiecăruia? Se află la sfârșit toată povestea. Sigur că la început eu îl apăr pe bunicul spunând că e ateu, ca și mine. Și nu vrea să se spovedească, susțin eu. Sora mea zice că asta e ultima lui dorință și că așa vrea să plece în păcat pe lumea cealaltă. De aici pleacă conflictul. Amândoi vrem, în aparență, binele bunicului. Sigur că la sfârșit aflăm care e povestea fiecăruia, mai ales a mea. Și, evident, o ceartă imensă spre sfârșit. Când se devoalează interesele. Exact, exact, exact. Deci erați după avere. Da, oarecum da, da. El, fratele, personajul meu, are foarte multe probleme și are o nevoie disperată de bani. Ăsta este, de fapt, finalul. Și apoi, evident, pentru ca personajul meu să aibă o torsătură radicală, își dă seama la sfârșit că greșește. În discuția cu sora, în dialogul lui cu bunicul, chiar dacă nu apare în, în piesă personajul bunicului e foarte prezent, mai ales în puști, în mine. Cum se numește personajul tău? Personajul meu, aici e foarte interesant. Am schimbat numele personajelor în numele actorilor. De ce? E foarte, trebuie să spun asta, e fiind un examen, fiind până la urmă un exercițiu de teatru, care sigur, la sfârșit, după 2, chiar 3 luni de lucru, s-a transformat într-un teatru, da, într-un spectacol de teatru. Da, da. Se joacă la UNATC, la facultate. Și fiind un exercițiu, am... Și textul a fost foarte maleabil, l-am putut schimba în funcție de... Beneficiul de a lucra cu un autor în viață. Exact. Beneficiu... Asta și eu voiam să te întreb, că spre deosebire de colegii pe care am avut aici în locul tău și unde dialogul cu autorul era unul mediat, nu aveau decât textul și era un exercițiu de arheologie pentru a găsi intențiile autorului, tu puteai să zici, nu vă supărați, dar aici... Sigur, da. Nu vă supărați, dar aici parcă aș spune altfel, dar parcă aici... Ori asta, sigur, ori ce ați vrut dumneavoastră să spuneți, exact, mai precis. Exact. Acest dialog, care e senzația acestui dialog cu un autor în viață? Care, întâmplător, era și regizorul. Întâmplător era și regizorul, dar l-aș numi mai degrabă profesorul în contextul ăsta, pentru că și munca lui a fost mai degrabă pedagogică decât regizorală în lucru cu noi. Sigur că... aveam toate răspunsurile la el. La catedră. Aveam toate răspunsurile la catedră. Și de multe ori trebuia să urmărim ceva care era foarte clar în cum vedea el lucrurile. Și sigur că, spunându-le noi, trebuiau să fie și ușor diferite acele momente. În fine. Și cum a fost această muncă? Cum a fost acest dialog perpetu între interpret și autor? A fost foarte multă, stat împreună, lucru în contextul ăsta la școală cu domnul Pârvu, a fost stat mult împreună și vorbit despre, nici măcar repetat concret textul. Vorbit despre problemele din text și am înțeles până să ne ridicăm, să ne spunem vorbele. De fapt, nici n-am conturat vreodată o mișcare. Pentru că totul ne era foarte la îndemână, îl vorbeam. Ne spunea, a fost foarte interesant, ne spunea că genul ăsta de text ar trebui repetat într-un lift. Atât de mărunt trebuie să jucăm, atât de real, atât de... Într-o cheie foarte măruntă, da. Aproape de film. Aha. Asta a fost foarte interesant. Și sigur că prindeam foarte multă încredere pentru că voia să fiu eu și nimic altceva, să nu plusez în zone ale personajului. Nu exista personaj. Eram deci, personalitatea eu. Ta se substituia personajului și era doar situația pe care textul o oferea. Și de multe ori erau momente în care aveam situația, erau clare niște idei pe care trebuia să le discutăm și atât. Vedem, hai să vedem cum facem asta. Într-un exercițiu de improvizație, inclusiv cu textul? Da, și chiar și la spectacole. Aveam libertatea de a... Cred că asta m-a învățat, să fiu foarte maleabil. Mie îmi trebuie, eu mă agăț de text foarte puternic când lucrez la ceva. Simt că... Doar așa mă simt bine, când știu textul bine, când pot să lucrez. Abia atunci încep să lucrez. Aici a fost diferit. Aici trebuia să am simțurile deschise și să văd, să schimb, să fac, să mă duc, să schimb replici la o adică... Să te adaptezi la schimbările propuse de ceilalți. Exact. Asta a fost... Deci textul era un material fluid care era influențat de... personalitatea fiecărui interpret și s-a stabilizat într-o formă până la urmă sau e în continuare supus acestei fluidități? Se mai schimbă, dar există acum o formă finală, dar exista și înainte de a începe repetițiile o formă clară. Doar că, fiind mai mult un exercițiu, am uitat de text cumva. Și tocmai că am lucrat cu autorul textului, aveam... aveam scriitorul lângă noi și ne... Și se edita în timp real. Da, și nota se edita în timp real. Foarte interesant lucru în felul ăsta, și în stilul ăsta. Dacă ar fi să descrii din perspectiva interpretului dramaturgia lui Pârvu, cum ai defini-o? Necesită un stil de joc foarte mărunt, foarte micuț. Să se preteze, de exemplu, ne-a recomandat o carte a lui Michael Caine despre actoria de film, în care zicea Michael Caine că nu poți să păcălești camera, nu poți să o minți. Și cumva asta am, asta am exersat la lucru cu domnul Pârvu. Nu, verosimilitate de plină. Și ce a fost foarte interesant, apropo de asta cu nu poți să minți camera, publicul era foarte aproape de noi. Deci era în decor o canapea și publicul era aici. Îi simțeam respirația oamenilor din public. Erau atât de aproape și scena era cumva o cușcă închisă de patru laturi de public. Da. Nu puteam să zâmbim cu colțurii. Deci și regizoral era în direcția asta, respecta această coordonată a jocului mărunt naturalist. Naturalism, da. Și cumva experiența asta, pentru că în școală nu există un curs de actorie de film, dar de fapt nu se predă real, susținut. Nu e o școală de actorie de film. Nu este, din păcate. Nu știi să faci față presiunii de platou, de set, de cameră. Și asta pentru tine a substituit întrucâtva... Da. Am reușit să mă liniștesc și să fiu foarte direct în intenții, cu minimum de energie. Foarte util pentru mine. Foarte util. E asta o particularitate a textelor lui. Tuturor textelor lui? Da. Aș zice da. Categoric. Și tematic? Ce e particular dramaturgiei lui Emi Pârvu? E foarte interesant cum oamenii din textele lui se sacrifică, acceptă să se sacrifice pentru ceva, pentru cineva. În exemplu personajului meu, pe care îl cheamă Tudor, așa mă cheamă pe mine, el a copilărit cu bunicul și undeva în preajma adolescenței a ajuns să aibă probleme. A început să fure de prin casă, să vândă, să joace jocuri de noroc. Asta în timp ce bunicul era foarte bolnav. Sacrificiul pe care l-a făcut personajul meu este că, și spune în text, zice, până s-a îmbolnăvit, nu l-ați spălat niciunul. N-ați stat unul cu el, n-ați mișcat un deget. V-a luat dragostea acum când ați văzut că e pe patul de moarte. El a stat acolo. Cred că de fapt asta îl apără. Și care a fost cea mai mare provocare pe care ai avut-o de rezolvat, de depășit? Încă din text, personajul meu e foarte clar. Așa mi se pare. E foarte rău. E foarte ironic, ea la mișto pe toată lumea, se ceartă cu sora, e ateu, ba chiar vorbește de urât pe Dumnezeu. E foarte evident. Și marea mea surpriză a fost când la primele spectacole, când mi-am dat seama că trebuie să mint publicul că sunt un om bun, sau să cred despre mine că sunt un om bun, măcar atât, că trebuie să-mi fac publicul prieten, să fiu simpatic, să mă îmbrățișeze publicul ca pe un prieten, ca mai apoi să-i dezamăgesc. Pentru că altfel... Să înlesnești surpriza... Exact. Altfel ar fi fost foarte clar încă de la început. O ultimă întrebare. Da. Cum ai vedea același text și pe aceste coordonate pe care le-ai expus, montat la o sală mare? Ar fi posibil? Ar rezista? cu ajustări regizorale sau interpretative? Ar rezista. Am văzut și multe... Dacă ai primi acest rol în această montare, da, la o sală mare, ce ai schimba? Uite, dacă mă întrebai ce aș schimba în același tip de sală, aș fi zis că aș fi jucat și mai mărunt totul. Aș fi jucat, poate aș fi fost mai blând. Aș fi apărut. Aș fi apărut și aș fi zis vorbele. Mai ales că sunt foarte prezent în toate discuțiile, cred că ar fi fost mai inteligent din partea mea să, exact, să mă retrag puțin și să vorbesc mai în spate, să nu ies în față. Și la o sală mare? La o sală mare, sigur, am văzut multe montări la săli mari în care sunt filmați actorii și puși și pe ecrane. Nu vorbim despre așa ceva. Bun. Dacă tu ții cu orice preț să muți spectacolul cum era el la o sală mare, da. Dar eu te întreb cum ar fi el dacă ar trebui să respecte această convenție a teatrului în care ultimul spectator e la 30 de metri. Cred că ar putea funcționa, dar în același regim de lucru cu scriitorul. Cred că ar trebui introduse poate și personaje noi. Mă gândesc, textul era scris că se joacă într-o cafenea. Noi l-am jucat în biroul familiei, în birou aveau o firmă, ceva. Acum poate ar trebui schimbat și să fie o bancă mare unde sunt multe personaje, să fie agitație mare, cred, nu știu. Poate ar trebui să fie adaptat cumva. Dar tu vorbeai de stilul de joc. Un pic, da. Un pic. Adică ar rezista, având în vedere că temele sunt atât de clare și că ai avut și beneficiul de a conversa cu autorul, de a pune totul la locul lui în ceea ce privește relațiile și temele, așa cum le-a vrut el. Cu siguranță sunt cum le-a vrut el. Cu siguranță sunt cum a vrut el. Și acum, conflând totul și... Fără o adaptare... Cum e dacă personajele vorbesc ca la teatru? Nu poate rezista. Crezi că nu? Nu cred. Dar nu e un... Cum să spun? Problemele sunt de sufragerie, așa mi se pare. Sunt mult prea mărunte. Sigur că multe texte sunt de drame în familie, într-o garsonieră. Sigur că da. Dar aici e ceva mult prea filmic, mult prea din ochi, așa simt eu. Toate micile schimbări în discuții, în toate micile adevăruri aflate, minciuni, sunt de fapt mărunțele. Da, nu poți să le... Înțeleg. Ai exagerat. Așteptăm o poziție oficială din partea lui Emanuel Pârvu, care îți e și profesor, deci are și autoritatea de a... Mulțumesc foarte mult pentru conversație, Tudor. Mulțumesc și eu. Și vă mulțumim și vouă că ne-ați urmărit cu atâta răbdare și atâta interes și vă așteptăm când, Doamne ajută, se va putea să stabilim acest contact viu și nemijlocit actor și spectator. Zi frumoasă!